Un incident motivat de ură este un act care implică un anumit tip de prejudecată și tendențiozitate, dar nu reprezintă o infracțiune. Un incident nu trebuie să presupună violență pentru ca acesta să fie raportat. Infracțiunea motivată de ură este definită ca orice infracțiune percepută de către victimă sau de către o altă persoană ca fiind motivată de ostilitate și prejudecată pe baza unei caracteristici personale, inclusiv vârstă, handicap, etnie, sex, stare civilă, naționalitate, rasă, religie sau orientare sexuală. Infracțiunea motivată de ură apare în diferite moduri, inclusiv atac, prin lovire, lovire cu pumnul, lovire cu piciorul, acțiunea de a scuipa, împingere, tras de păr, etc. Abuz, precum înjurături, remarci abuzive, intimidare, hărțuire, agresiune, amenințări sau abuz online. Distrugere, precum grafiti ofensiv sau incendiere. Infracțiunea motivată de ură poate avea efecte fizice și psihologice și poate afecta grav sănătatea mentală și starea de bine. Deoarece infracțiunea motivată de ură vizează o persoană pentru ceea ce este, se știe că impactul acesteia este mai traumatizant decât o infracțiune similară fără motivația urii. Poliția ia foarte în serios infracțiunile motivate de ură, iar instanțele pot, de asemenea, să impună o sentință mai severă față de o infracțiune similară fără motivația urii. Victimele infracțiunilor motivate de ură sunt încurajate să le raporteze poliției cât mai repede posibil prin apel la 999 în caz de urgență, de exemplu în pericol fizic iminent, sau la 101 dacă nu este o urgență. Dacă dumneavoastră sau persoana afectată nu se simte confortabil să raporteze infracțiunea poliției, puteți utiliza mecanisme alternative de raportare, inclusiv prin organizația Crime Stoppers la 0800-555-111, pe site-ul web True Vision, la organizația Tell Mama UK pentru incidente împotriva musulmanilor, vizitați linkul sau sunați la 0800-456-1226 sau la organizația CST pentru incidente antisemitice. Vizitați linkul sau sunați la 0208-457-9999. De asemenea, puteți raporta local incidente și infracțiuni motivate de ură către o serie de centre de raportare. Acestea includ consiliile județene, asociațiile de locuințe și Citizen Advice Bureau, biroul de consiliere al cetățenilor. Pentru lista completă, căutați infracțiuni motivate de ură sau hate crime pe adresa menționată. Sclavia modernă, cunoscută uneori ca exploatarea sau traficul de ființe umane, este o infracțiune severă ce implică recrutarea, transportul, adăpostirea sau primirea de copii, femei și bărbați prin utilizarea forței, a constrângerii, a abuzului unei vulnerabilități, prin înșelătorie sau prin alte mijloace în scopul exploatării. Persoanele ar putea fi vândute ilegal în Marea Britanie, în afara sa sau pe teritoriul acesteia pentru o serie de motive, inclusiv exploatare sexuală, muncă forțată, exploatare sexuală a minorilor, căsătorii forțate sau false, servitute domestică, exploatare în scopuri de beneficii sociale sau fabrici de cannabis. Sclavia modernă apare în multe locații, incluzând pe bărci de pescuit, pe șantiere de construcții, în ferme, fabrici, bordeluri, case private, spălătorie auto și în saloare de înfrumusețare. Există mai mulți indicatori ce vă pot ajuta să identificați persoanele afectate. Nu au acces la documente de călătorie. Nu își pot schimba locul de muncă sau locuința. Salariile sunt plătite în contul bancar al altei persoane fără permisiune. Nu au acces la propriul cont bancar sau contul este controlat de altcineva. Locuiesc într-o casă suprapopulată, copii care primesc cadouri scumpe de la oameni necunoscuți. Dacă experimentați sau întâlniți oricare dintre situațiile de mai sus, puteți raporta poliției la 999
dacă există o urgență, la 101 dacă nu există o urgență, sau puteți de asemenea raporta anonim către Stop the Traffic, adică opriți traficul, pe adresa menționată. Infracțiunea motivată de ură constituie o infracțiune. Raportați-o. Victimele traficului sunt introduse automat în sistemul NRM, Mecanismul Național de Referință, unde primesc cazare gratuită, ajutor psihologic, ajutor medical, sfaturi și asistență pentru procedurile de urmărire penală. Violența domestică este considerată o infracțiune gravă, iar făptașii vor fi tratați cu fermitate. Violența domestică include orice formă de abuz fizic, sexual sau psihologic între acele persoane care sunt sau au fost membri ai aceleiași familii sau parteneri intimi. Acesta poate afecta bărbații, femeile, copiii și partenerii de același sex. Din anul 2015, legea privind infracțiunile grave a introdus de asemenea o nouă infracțiune numită control și comportament coercitiv. Această infracțiune implică utilizarea abuzului și controlului pe termen lung care vizează o altă persoană. Exemple ale unui asemenea comportament pot include nepermiterea partenerului să iasă afară, interzicerea contactului cu prietenii și familia, verificarea continuă a telefonului partenerului sau partenerei, ce face, cu cine este, apelarea și trimitere continuă de mesaje, acces restricționat la fondurile familiei și sau chestionarea cheltuielilor. Dacă aveți nevoie de ajutor sau sfaturi, puteți contacta poliția sau linia de ajutor pentru femei la numărul 0808 20 00247. Această linie de ajutor este deschisă 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an și este confidențială. Victimele violenței domestice pot solicita gratuit un ordin de restricție sau o acțiune în încetare prin care se interzice făptașului apropierea sau contactul cu victima. Puteți găsi mai multe detalii pe site-ul web sau la 0844 8044 999 pentru situații de urgență. Pentru ajutor, puteți de asemenea trimite un SMS cu textul NCDV la 60777. Este important să raportați poliției situațiile de abuz, violență domestică și controlul abuziv. Puteți salva viața unei victime. Se estimează că în Marea Britanie și Țara Galilor, două femei sunt ucise în fiecare săptămână de către partenerul lor actual sau anterior. Dacă sunteți martor al unei situații de violență domestică, apelați imediat poliția la numărul 999.